Sora Aurei Ion, una dintre victimele accidentului aviatic din Apuseni, a transmis o scrisoare lui Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata ucisă la Caracal, spunând că își cere iertare pentru că nu a reușit să învingă sistemul corupt din România și s-a ajuns astfel la o altă tragedie din cauză că intervenția nu a fost la timp. La data de 20 ianuarie 2014, sora mea, Aura Ion, murea înghețată după ce aeronava cu care se deplasa s-a prăbușit în munții Apuseni. Autoritățile nu i-au localizat. STS 112, Romața, SRI, MAPN-ul nu au vrut să ridice pentru misiune elicopterul Puma Socat. Am avut aceeași reacție pe care o aveți dumneavoastră acum. Cine este vinovat să plătească? Scrie Mariana Ciucă, sora Aurei Ion. Ea acuză faptul că s-au distrus și falsificat probe în dosarul accidentului aviatic din Apuseni, când, la fel ca și în cazul Alexandrei, STS nu a reușit localizarea. M-am implicat în dosarul anchetei penale, dar procurorii militari au început să distrugă și să falsifice probe din dosar, au refuzat să administreze probe relevante solicitate, de exemplu expertiza pentru localizare STS, iar acolo unde nu au avut ce să facă, au interpretat după bunul plac. În final, pentru STS 112, SRI, SMURD și MAPN au emis o soluție de clasare, deși toate aspectele invocate de noi se încadrează la siguranța națională a României. Concluzia: România este condusă de un grup mafiot, mai scrie sora Aurei Ion. Mariana Ciucă spune în scrisoarea sa că 10 de persoane i-au oferit ajutor, dar în final a rămas singură, abandonată de toți cei în care a avut încredere și care ar fi trebuit să facă lumină în cazul Aurei Ion și a lui Adrian Iovan, care au murit înghețați, așteptând să fie salvați după accidentul aviatic din Apuseni. Accidentul aviatic din Apuseni este primul caz în care STS este acuzat că nu a oferit date concrete pentru salvarea victimelor. Atunci și-au pierdut viața Aura Ion și Adrian Iovan, după ce au supraviețuit prăbușirii avionului, dar au înghețat, nefiind localizați la timp de către STS.